pe locul 2, cu 56.700, Diana Chelaru, Onești. Prezidenta de premiere va fi oficiată de domnul profesor Nicolae Vieru, președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică. Domnul profesor Nicolae Vieru, ani de zile șeful Federației Române de Gimnastică și în prezent președinte de onoare, dar și vicepreședinte de onoare al Federației Internaționale de Gimnastică de peste 35 de ani. La vicepreședinte a fost în Gimnastică. Pe locul 3, campioană națională a României pe 2010, Ana Borga Constanța. Primirea va fi oficiată de domnul Mihai Stepanescu, primarul municipiului Reșița. Un podium de premiere de mare valoare. Sperăm că după Rotterdam toate aceste trei fete, sper că n-am lovit în selecționeri, vorbim aceste trei fete din limba României, să vină cu o salvă de medalii dintre cele mai strălucitoare. Clasamentul este completat, pe locul 4 de Celantra Pătrașcu, Deva. Locul 5 a devenit Gabrielei Drăgoi, Buzău. Locul 6, Raluca Harti, Deva. Pe locul 7, Diana Trenca, Deva. Pe locul 8, Dana Andrei, Buzău. Toate componente ale locului olimpic al României cu Ana Porcra, probabil cea mai bucuroasă. Felicitări Ana, felicitări Diana, felicitări Amelia, podiumul de premiere și tuturor celor care sunt acum chiar pe acest podium, puțin plângând ce la stela privirea a fost. Aplaudăm acest podium și să ne mulțumim